seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura la Obiect. În această săptămână vorbim despre securitatea cibernetică. Pentru că, da, până la urmă și aici ține de cultura noastră, dacă știm să ne folosim sau nu datele personale. Dar pentru a afla mai multe informații despre această securitate cibernetică, îl am alături de mine pe Mircea Șcheau, specialist în securitate cibernetică. Bună seara dumneavoastră și celor care și-au făcut timp, le mulțumim în seara aceasta să ne urmărească. Mircea, am o rugăminte. În emisiunea asta vorbim la perto. Nu, adică nu sunt cu protocoale în această emisiune. De ce vreau să dezbatem acest subiect cu securitatea cibernetică și pe urmă cu digitalizarea instituțiilor publice? Vedem că, din păcate, la noi, la nivel de țară, stăm destul de prost pe acest segment sau poate noi nu avem informațiile care trebuie să le avem. Și vedem de multe ori că apare la televizor că s-a mai distrus un cont, că s-a mai atacat o pagină de Facebook, că s-a mai stricat un card bancar. Ce trebuie să facem? Sau de unde trebuie să începem, în primul rând? De la bunul simț. Al nostru sau celor care ne atacă? Nu, de la bunul simț al nostru. De la învățătura părinților noștri, care atunci când ne trimit la școală, ne pun cheia de gât și ne roagă să verificăm dacă este închisă ușa, dacă este închis apa, dacă sunt închise geamurile, dacă ne-am luat toate măsurile de precauție și abia după aceea, cu cheia de gât, plecăm. Putem să mergem la școală. Bunul simț. Elementar. Este primul pas. Al doilea pas este să citești. Să vrei să înveți. Nu îți reproșează nimeni că nu știi. Nu te acuză nimeni că nu știi. Este normal să nu știi. Să nu știi. Dar te poate acuza că nu ai întrebat. Că nu ai vrut să te interesezi. Citești, eu știu, diverse știri despre diverse vedete, despre diverse elemente de cancan. Sunt noutăți. Bineînțeles că trebuie să fim informați și despre acestea. Dar despre securitatea ta personală, despre asta nu citești? Atunci și de ce te vaiți? Și de unde, scuze-mă, colegi ca mine, prieteni, angajați, unii dintre ei voluntari, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, coordonat în acest moment de Dan Câmpean. Sunt oameni cu foarte, 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 foarte mare putere de muncă și cu un efort de angajament extraordinar. Participă la emisiuni, la televiziuni, mesaje în presă. Ne dorim să ajungă la cine trebuie, tocmai pentru a limita numărul victimelor. Dacă în momentul în care asculți o știre despre securitate cibernetică, despre digitalizare și ai schimbat canalul, nu ai nicio problemă, nu te condamnă nimeni, înseamnă că nu ne referim acelei categorii care poate să devină victimă, din păcate. Și care ulterior, chiar dacă nu a ascultat știrile, se poate adresa Directoratului Național de Securitate Cibernetică formând numărul de telefon 1911, măcar pe acesta să-l știe, să raporteze o fraudă sau o potențială fraudă. Deci te întreb... Sau, numai o secundă, sau să scrie pe site, să sesizeze pe site, da, am fost victima sau pot să devin sau suspectez că există pericolul de a deveni victimă. Și rolul tinerilor în toată această ecuație este extraordinar de important, pentru că ei le pot explica persoanelor mai în vârstă sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente, astfel încât la rândul lor să se protejeze. Tinerii se pot plasa de o parte sau de alta a baricadei. Am înțeles. Uite, vreau să fac o mică paranteză. Aici vreau să vorbim puțin și de partea, nu neapărat de instituții publice sau firme, cât de noi persoane fizice. Eu de multe ori intru pe Facebook și văd, mi-au spart contul. Bun. De ce s-a ajuns să ne spargă conturile? Bine, și am primit în privat mesaje să dau număr de telefon, să dau nu știu ce cod primesc pe telefon și față genul ăsta. De ce picăm în astfel de capcane? Îmi place să dau un exemplu și îl dau de multe ori când particip la emisiune. Ce exista în afara cutiei Pandorei înainte de a fi deschisă? Știm că în cutia Pandorei, după ce a fost deschisă, a rămas speranța. Dar înainte de a fi deschisă, ce exista în libertate în afara cutiei Pandorei? Curiozitatea. Dacă nu exista curiozitatea, cutia Pandorei nu era deschisă. De multe ori, din curiozitate, nu o numim naivitate,
nu o numim neinformare, ci curiozitate și uneori lăcomie. Dar dacă e adevărat? Dar dacă pot să câștig? Păi de unde are numărul tău de telefon Xulescu, cel care îți trimite oferte de joburi foarte bine plătite în străinătate? Ai depus tu vreo cerere? Poate da, poate nu. Intră frumos pe internet, verifică, este adevărat, compania aceea există, înainte de a da click. După ce ai dat click, lucrurile se întâmplă altfel. În spatele acelui click se declanșează un mecanism. Poți să fii țintă directă, dacă, eu știu, prezinți importanță deosebită pentru infractorii cibernetici, sau poți să fii unul dintre peștișorii pentru care îi aruncă plasa, năvodul, te-au prins la greu. Ești unul dintre cei care au dat click. Ei nici nu știu că existi a priori, înainte de a da tu click. Multe mail-uri sunt trimise doar pentru a verifica faptul că în spatele acelei adrese de mail se află cineva. De ce spun asta? Tu poate ai avut o adresă de mail acum 10 ani, acum 20 de ani. Nu mai ai, din diverse motive. Multe adrese de mail sunt dezactivate. Și atunci ei fac rost de o bază de date, trimit către toată baza de date și din 20.000, din 200.000, se găsesc 100 care să dea click și exact pe traseul acela se află ei. Bun, am stabilit primul pas. Există persoană, o persoană în spatele acelei adrese de mail. Mai mult decât atât, persoana este curioasă. A dat click, da? Ne-a răspuns. În momentul acesta noi personalizăm oferta, noi, infractorii, da? Personalizează oferta către respectivul, intră în corespondență cu el. Poate este un bătrân, singur, care simte nevoia să discute cu cineva, vrea să vorbească cu cineva. Este dat la o parte de familie. Pentru el pare o mare cerească faptul că cineva este interesat de viața lui și vorbește pe limba lui. Să ne înțelegem, de la bun început, infractorii sunt persoane bine pregătite. Se pot adapta. Avem un caz acum recent în România, dar îl dezbatem în secundele următoare. De ce spun asta? Altfel nu ar fi capabil să atace. Și mai mult decât atât, sunt pasionați. Cum vii tu aici la televiziune și îți faci treaba, vii din pasiune, da? Îți place chestia asta. La fel cum merge o altă persoană la el, la firmă, să-și facă treaba cu... Are, nu știu, 10-20 de hectare pe care le cultivă, la fel și infractorul. Nu are program, nu are spațiu. Și la fel cum instituțiile colaborează între ele pentru a combate fenomenul infracțional, și infractorii colaborează între ei. Își împrumută capabilități, își împrumută cunoștințe, pun la dispoziție tool-uri. Crime as a service. Poți să comanzi un atac. Ai intrat pe piața neagră, ai comandat un atac, ai cumpărat un virus, îți spune exact cât costă, cât trebuie să plătești, îți vine cu pachet de instrucțiuni. Ai și suport tehnic. 24 din 24? Cred că... Facem haze în casă. Da, nu. Dar toate aceste lucruri sunt reale, se întâmplă. Nu fac parte dintr-o lume utopică, știi? O lume în care totul este posibil. O lume numită utopia. Nu, fac parte din spațiu virtual care se întrepătrunde cu spațiul real. Adică fac parte exact din viața noastră. Pentru că tu, la fel ca alții, la fel ca mine, ne alocăm un interval destul de mare de timp pentru a fi prezenți în mediul virtual. Este nou loc de întâlnire al nostru. Din păcate, da, așa este. Din păcate, da. Sigur că este necesar, sigur că are avantaje, sigur că... Dar uneori exagerăm și alteori nu mai distingem ce înseamnă, nu mai distingem ce înseamnă fake news față de realitate. Uite, apropo de asta, am văzut la ProTV cum că un băiat din Cluj a făcut parte dintr-o rețea la nivel în America, acum urmează să fie strădat acolo. Și prin ce a făcut el, a furat 120 milioane de euro. Printr-un virus trimitea la fel prin cutiile poștale, virtuale, bloca contul și promocerea răscumpărării. Da, un ransomware. Da. Logic. Bun. Ce facem cu astfel de situații? Cum ar trebui să procedăm? Sau cum ar trebui să procedăm, exact. Organele de combatere a criminalității au procedat așa cum trebuie să procedeze. Există mai multe categorii de hackeri.
Black Hat Hackers, cazul celor despre care discutăm, da, care și obțin profit și continuă, da? 120 milioane de euro. Putem discuta despre sute de milioane de euro. Putem discuta despre cazul condus de de o echipă infracțională condusă din Craiova. Care acționa în Mexic și nu numai în Mexic. Da. Și erau implicate sute de persoane. Și creierul era din Craiova. Era din Craiova, bine, da? Acum este reținut din, în Craiova. Da. Avem Black Hat Hackers, Grey Hat Hackers, cei care încă nu s-au hotărât de care parte sunt. Cei care doresc afirmare, cei care doresc să fie recunoscuți de comunitate. Și White Hat Hackers sau Ethical Hackers, care combat sau luptă împotriva celorlalți. Și ce se întâmplă? Fiecare persoană este motivată economic, ideologic, sentimental, poate să fie șantajată. Ideea este că până la urmă face o alegere. Nu stă foarte mult în zona de Grey Hat Hackers. Da? Da. Până la urmă alunecă în partea dreaptă sau în partea stângă. Și începe să acționeze în sensul respectiv. Cât timp nu ai provocat niciun fel de daune nimănui, ai studiat, poți să spui că ești în zona de Grey sau chiar de White Hat Hackers. Îți dorești să cunoști. De ce îți dorești să cunoști? Poate ca să combați, ca să te protejezi. Dar dacă tu studiezi cu scopul precis de a obține profit în detrimentul altor persoane, este ca și cum cineva vine și îți sparge casa, pentru că tu ai lăsat geamul deschis. Bine, el a țesut o poveste frumoasă în care ți-a spus trebuie să lași geamul deschis, pentru că altfel există riscul să se scurgă gaze din rețeaua de gaze. Și tu poți să mori, mai bine lași geamul deschis. Și îți creează o poveste care... Îți creează o poveste, bineînțeles. În spatele fiecare acțiuni de genul acesta există o poveste. Haideți să luăm cazul infractorilor care reușesc să înșele foarte bine încrederea celor din preajma lor. Ai impresie că sunt persoane brutale? Păi luăm cazul accidentelor. Numai o secundă. Da, nu luăm cazul accidentelor, ci luăm cazul celor care sunt în sânul comunității, vând doar povești, neexistând nimic în spate, și oamenii se oferă să-i ajute sau să cotizeze pentru că el le spune o poveste extraordinar de interesantă, da? Se vinde pe sine. Face teatru. Da? Da? Numai că se vinde în viața reală și victimele sunt reale. Și revenind, oamenii aceia sunt grotești, sunt violenți? Nu, pentru că în cazul acela am ști să ne ferim. I-am vedea. Nu, sunt subversivi, sunt vicleni. La fel și în cazul hackerilor. Bun, uite, iau cazul cum este hackerul ăsta din Cluj. A făcut ce a făcut. Totuși, cred că are o anumită capacitate de a reuși să facă acest lucru. Ce facem cu ei? Parcă în America știu că la un moment dat li se dă o șansă. Sau guvernul se folosește de ei. Repet, cât timp ești în zona de grey, este ok. Dacă ai alunecat în zona de black, te întreb eu pe tine. Tu ai angajat la tine în companie o persoană care încă nu s-a reabilitat? M-aș gândi de două ori înainte. Te-ai gândit de două ori înainte. Mă refer la o persoană care este infractor. Sigur că orice persoană are dreptul la o a doua șansă. Sigur că orice persoană poate să intre într-un complex de combatere al infracționalității cibernetice și îți dau un exemplu. La salonul de la Veneția de acum câțiva ani, cred că în 2017, nu mi-aduc aminte cu certitudine anul, medalia de aur a luat-o o invenție a unui român aflat în pușcărie la acel moment, își ispășea pedeapsa pentru că reușise să spargă mai multe bancomate și el a inventat o metodă astfel încât bancomatele respective să fie protejate de gura de pisică care se punea pe fanta de citire a cardului de la bancomat. Adică era o chestie foarte, foarte ingenioasă, anume cardul să fie tras înăuntru, să fie rotit și acolo să se facă de fapt citirea și nu prin nu în fanta... Da. Deci sunt câteva metode și iată. Un infractor foarte bine pregătit poate să
ofere organelor de protecție și de combatere a criminalității în general și a criminalității informatice în particular, poate să ofere metode ingenioase și de mare efect. Bun, uite că tot vreau să mă duc aici, tot la cazul ăsta de la Cluj. Cât de greu este să prinzi un astfel de infractor cibernetic? Din câte știu, cred că folosesc mai multe adrese de IP-uri, IP-uri de prin, nu știu, China, Japonia, America. Ce greșeli trebuie să facă acești oameni ca să fie prinși? Ce pot eu să spun este altceva. Cu cât este mai bine pregătit un atac, cu atât este mai greu de depistat. Și aici ar trebui să facem oarecum o departajare între infractorii de zi cu zi, care au o motivație pur economică și aruncă plasa sau se îndreaptă împotriva ta, împotriva părinților tăi, împotriva prietenilor tăi, da? Ce pot să devină victimă. Și o altă categorie, infractorii instituționalizați, care acționează cu suport statal sau cu suportul unor companii foarte puternice pentru a obține date tehnice, tehnologice, de produs, chimice, academice, da? Din sânul sau din interiorul altor companii, da? Și această categorie separată de infractorii statali, da? Grupuri statale organizate care desfășoară activități împotriva securității statelor, a națiunilor, de ce să nu spunem și a alianțelor mai multor națiuni. Este un război, războiul hibrid, ce se desfășoară nu de acum, ci de acum, să zicem, două decade, de acum 20 de ani, poate chiar ceva mai mult. Un război care implică atât armele, cât și atacurile informatice, ce se transformă până la urmă în arme și care pot să provoace la fel de mari pagube ca o rachetă. Gândește-te că la un moment dat ai putea să preiei controlul asupra unei centrale nucleare și ai putea să o accelerezi. Păi dacă au fost situații prin lumea asta prin care au preluat anumite centrale, au preluat anumite, nu știu, instituții publice, site-uri... Da, este un caz celebru de acum 20 de ani. Foarte interesant, a fost unul dintre cazurile despre care s-a discutat foarte mult când s-a preluat controlul asupra centralei nucleare, dar se poate prelua controlul asupra unei centrale, nu știu, hidro. Da? Și pagubele pot să fie... Să nu uităm că a fost atacat sistemul energetic al unei țări din proximitatea României și mai mult de 24 de ore nu a existat absolut deloc alimentare cu energie în acea țară. Asta înseamnă că se poate, adică se pot declanșa astfel de atacuri. Sigur, pe cetățeanul de rând îl interesează cum se poate el apăra, dar vom termina cu acest subiect. Corect. De care la noi se ocupă divizia CyberInt din cadrul Serviciului Român de Informații, condusă în acest moment de domnul general Anton Rog, și pot să spun fără să greșesc că România, din punctul de vedere al securității cibernetice, este mult peste media europeană și mult peste media internațională. Stai, America vinge la fileu. Nu, o spun în cunoștință. Suntem mult peste media europeană, că nu suntem o țintă, adică să te lasă, România îi lăsăm acolo, sau suntem bine pregătiți? Nu, suntem mult peste media europeană, pentru că instituțiile abilitate au luat măsurile ce trebuiau luate la momentele respective, făcând, repet, dar ce nu greșesc acum, da. dacă repet, făcând eforturi fantastice, lucrând poate două, trei ture una după cealaltă, mai ales în perioada COVID, când unii dintre ei trebuiau să stea acasă, alții trebuiau să vină la activitate, da, și făceau ture peste ture. În momentul în care s-a ajuns la concluzia că se pot face întâlniri online, da? Toate, eu știu, lecțiile se pot ține online. Și oamenii au rămas acasă. Nu au mai avut obiectul activității din teren. Sigur că aplecarea spre zona aceasta digitală a fost mult mai mare, atât din partea instituțiilor, cât și din partea persoanelor private. Și trebuie să te gândești că evoluția nu a fost simplă, ci una exponențială, rachetă. Au trebuit
colegii de la Cyberint, de la DNSC, din alte structuri, să facă fața acestei avalanșe de atacuri informatice. Și au făcut cu brio. De aceea am spus că România este mult peste media europeană și mai mult peste media, mai mult decât atât. Nici haideți să ne gândim. Acum s-a terminat, numai puțin. Să luăm o poză publicitară. Nu, acum, nu, trebuie să termin ideea asta. Acum s-a terminat campionatul mondial în care Europa a ocupat primul loc, Statele Unite locul 2, Asia locul 3, iar din echipa Europei a făcut parte un român care în 2019 a făcut parte din echipa României, avea 17 ani atunci, echipa României în 2019 care a câștigat campionatul european. Te luăm o scurtă pauză publicitară, revenim pe pauza publicitară să vorbim despre perioada COVID-ului. Revin la a doua parte a emisiunii Cultura la Obiect, în care discutăm despre securitatea cibernetică, alături de Mircea Șcheau, specialist în securitate cibernetică. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre perioada COVID-ului. Când a fost mai mult liniște din punct de vedere al cibernetice, securității cibernetice? În perioada COVID-ului sau acum? A fost mai multă liniște înainte de perioada COVID. Din momentul în care digitalizarea a căpătat o altă dimensiune la nivel mondial, nu ne restrângem aria numai la nivel național, tot ceea ce înseamnă securitate, dar și criminalitate și securitate cibernetică au intrat într-o cu totul altă paradigmă. Într-o cu totul altă sferă, la un cu totul și cu totul alt nivel. Am să spun de ce. Gândește că era firesc, nemai întâlnindu-te până atunci cu un asemenea fenomen, să fii panicat. Și este ca și cum peștii încep să se agite într-o baltă destul de mică. Tu ești un pescar. Ești chiar un pescar pasionat. Dacă putem să facem o paralelă între pescar și hacker. Vede peștii, nu? Corect. El ce face? Aruncă momeala. Și peștii, bineînțeles, că vin să guste. Sub ce formă este această momeală? Simplu. O știre. S-a inventat un vaccin. Asta este rezolvarea. Nu-i ascultați pe ceilalți. La fel cum în perioada cu tremurelor, păi vă spunem noi care este cauza. Dați click aici și veți vedea ca să știți și cum să vă protejați. Ai dat click și de fapt ai mers în cu totul altă parte. Sau primești din partea Poliției Române. Ești monitorizat. Poliția Română când te monitorizează... Nu te anunță. Nu te informează. Decât dacă asta, sigur, intră în atribuțiile lor. Dar sunt mesaje bine structurate. Numai că noi ce trebuie să facem? Să fim foarte atenți la linkul de la care ne vine informația. Să fim, dacă intrăm pe internet și o pagină de internet este deja sub controlul unui hacker, fără ca proprietarul să o știe, apar tot felul de bannere cu reclame. Recomand prudență. Să vă uitați foarte, foarte, foarte bine la structura linkului. E o înșiruire de cifre, dar trebuie să te gândești, păi, n-are nimic de a face cu subiectul. Cu subiectul. Unul la mână, doi la mână. Poate să scrie Adidas. Sau altă firmă, să nu face reclamă. Numai puțin. Dar scrie Adidas. Nu observe acel Nu ești atent la detaliu și... Nu ești atent la detaliu. Deci nu este link-ul înregistrat, nu este firma înregistrată. Pentru că există pagini care imită foarte bine, foarte bine paginile reale. Și, din păcate, există și știri ce sunt preluate de organele de presă și nu puține, sunt rostogolite și, bineînțeles, că cetățeanul, când vede, wow, păi a fost la televizor, inclusiv postul respectiv de televiziune a căzut victima. Îți dau un exemplu, o știre în care în Groenland ar fi existat un penitenciar în care singura persoană încarcerată era un român care ulterior a devenit comandantul acelui fake news de la cap la coadă. Din momentul în care a pornit până în momentul în care s-a finalizat, numai că se măsura reacția față de această știre. Sau persoane publice au lansat un fond de investiții și învață pe cei care vor să tranzacționeze. Încă să vezi ce e aici. Da, să câștige și ei alături de... Bineînțeles că sunt doritori, curiozitatea, lăcomia, care vor să pună și ei acolo, să-și înmulțească un ban, dacă se poate nemuncit. Corect și asta. Da? Și
devin victimă. Astfel de știri sunt preluate, din păcate, uneori și de presă. De aceea, revin, și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, și Poliția Română, și Direcția Cyberin din cadrul Serviciului Român de Informații, și alte instituții, trag semnale de alarmă. Există un site, siguranțaonline.ro. Câți dintre voi intrați pe acest site? Siguranțaonline.ro. Poliția Română, Asociația Română a Băncilor și Directoratul Național de Securitate. Mai mult decât atât, sunt ambasade care împreună cu aceste instituții organizează pe banii lor, pe cheltuiala lor, tot felul de campusuri, tot felul de acțiuni, tot felul de evenimente de prevenire, de informare a tinerilor, a copiilor care pot să devină victima. În spatele unei imagini, dintr-o conversație, s-ar putea să fie un monstru. Și copilul tău să fie victima acelui monstru. Bun, aici cine este să devină copilul sau părintele că lasă să aibă acces la acea imagine care poate să fie? Vina este împărțită. Copilul este minor. Uite, tu ca părinte, tu ai datoria să-l înveți. Sigur că trebuie să-i explici, pentru că de partea cealaltă a ecranului apare tot un copil care vorbește cu el. Și vorbește frumos. Și vorbește frumos, dar nu există niciun copil acolo. Este doar o imagine foarte bine prelucrată. Este doar un monstru care se ocupă strict de chestia aceasta. Și banii care se obțin din criminalitate informatică sunt investiți în trafic de droguri. Asta vreau să te întreb. Imobiliare, investiții imobiliare, tocmai de aceea. Păi nu, mi-ai spus că cât de greu sunt de prins. Păi totul este înlănțuit. Există aș putea spune o sferă, da, care se întrepătrunde. La fel cum spațiul virtual se întrepătrunde cu spațiul real, toate aceste infracționalități sunt conexate între ele, da? Păi uite, asta vreau să mi-a ridicat într-o fermingea la fileu. Tânărul ăsta din Cluj, 129 de euro, erau vreo 4-5 în gruparea asta, dar stătea în casă cu părinții. Ce a făcut cu banii ăștia, oare? De fiecare depinde. Dacă era plătit, o grămadă de bani. Dacă era plătit de un alt stat sau de altă grupare infracțională sau de o altă companie ca să desfășoare astfel de atacuri în România, explicația este simplă, banii au mers acolo, în fine, s-au împărțit. Sau, poate era doar o dorință a lui de afirmare. Sau, nu cunosc dosarul și de aceea nu-mi permit să-mi dau cu părerea fără să fi citit măcar o filă din dosar sau să fie ascultat vreun rechizitoriu. Dar sunt persoane care își investesc banii, exact cum ți-am spus, în proprietăți imobiliare, în mașini, în ceasuri. Cum a făcut cei din Mexic, în Craiova. În bijuterii. Un mod de a spăla aceste fonduri, da? Să nu crezi că merg neapărat și îi pun într-un depozit la bancă. Pot să facă și asta. Pot să-și permită luxul de a merge într-o excursie. Depinde de cât câștigă, depinde pentru ce sunt plătiți, depinde care este scopul lor. Se spune, există o lege a lui Frank Bradford al lui Gregory Bradford din 1980, în care se afirmă că necunoașterea sau lipsa de informații asupra unui subiect este direct proporțională cu curiozitatea sau este invers proporțională cu interesul. De ce? Dacă tu știi foarte multe lucruri despre cât fac 2 plus 2. Depinde acum de contact. Nu, se răspunde 4, da? Te mai interesează? Mai reprezintă vreo curiozitate pentru tine? Nu mai reprezintă, corect. Nimic. Nici o curiozitate. 2 plus 2 fac 4. Bine, putem să facem o întreagă teorie că 1 plus 1, ca să demonstrez că 1 plus 1 fac 2, sunt de fapt două volume de matematică pe care trebuie să le parcurgi. Dar asta e altă discuție într-un alt context. Și atunci, omul este stârnit de ceea ce nu cunoaște, de ceea ce vrea să cunoaște. Este într-o continuă cunoaștere, este normal să fie așa. Face presupuneri. Presupunerea este mama tuturor greșelilor. Este o lege care nu este combătută decât de legea feedback-ului, care este o cu totul și cu totul altă teorie. Dar revenind la ceea ce ne interesează pe noi, banii se învârt, banii se mișcă, banii se reinvestesc și o infracționalitate antrenează altă infracționalitate. Banii pot să meargă în achiziție de arme, banii pot să meargă în trafic de organe.
În orice aproape. În aproape orice. Și este firesc să fie destul de greu de depistat dacă știu să-și ascundă bine urmele. Apropo, acum nu știu dacă are treabă cu securitatea cibernetică sau nu are treabă cu securitatea cibernetică. Conturile false care ține tot de partea de securitatea cibernetică. Numai acum câteva minute am discutat despre faptul că există pagini false. Exact. Da? Există bani falși. Există conturi false. Există imagini false. Nu, dar mă refer la acele conturi false care atacă viața unui om. Publică despre sunt creați boți, sunt creați roboți. Am înțeles. Care se declanșeze în situații. Păi, depinde de zona de competență în care intră. În cazul nostru, la nivel național, poate să intre în zona de competență a Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau în zona de competență a cyberintului. Depinde care este ținta atacată. Sigur că Poliția Română are rolul ei foarte important în toată această ecuație. Sigur că Asociația Română a Băncilor are rolul ei. Sigur că toate băncile au rolul lor în toată această ecuație. Sigur că fiecare dintre noi avem rolul nostru. Eu nu pot să devin victimă. Dar de ce să mă atace pe mine? Că eu nu reprezint nimic. Am auzit de multe ori replica asta. Da? Ai auzit de multe ori replica asta. Exact. Dar nu trebuie să reprezint nimic. Tu poți să fii unul dintre peștișorii pentru care s-a aruncat plasă. Chiar am avut un prieten care spunea că lui n-are cum să se întâmple, că nu reprezintă nimic, și peste o săptămână să ia smart contul de Facebook. Ai văzut? Nu se gândește Xulescu să-l atace pe Yulescu. El își face jobul, el vrea să facă bani sau el, nu știu, strânge bani pentru a alimenta o grupare infracțională care acționează în afara spațiului țării, pentru că așa s-a gândit el sau a aderat la acel concept, la acea ideologie. Și am văzut că au fost câțiva români care au fost prinși cu ideea pe această idee în ultima perioadă. La nivel internațional este o luptă cu... Crezi că se va termina? Când crezi că se va termina? Niciodată. Ai vrea să te întreb, care este mai periculoasă? Inflaționarea asta cibernetică sau asta de pe stradă? Fii atent. Din punctul de vedere. Fii atent. Demonstrat cu cifre, pagubele înregistrate din criminalitate informatică depășesc în acest moment pagubele înregistrate datorită schimbărilor climatice. Tu reușești să realizezi la ce dimensiune... Exact la asta mă gândeam la acum. La ce dimensiune mai suntem? Mai cât pe partea de asta de mediu. Deci chiar la asta mă gândeam acum. S-am răspuns într-o altă formă la întrebarea ta, da? Bun, dar uite... Repet, pagubele înregistrate la nivel de... sau datorate criminalității sau din cauza criminalității sunt mult mai mari decât pagubele datorate. Uite, mi-a ridicat iar mingea la fiu pentru următoarea întrebare sau următorul subiect al emisiunii. Chiar am făcut zilele acestea un vlog cu fratele Georgiani, care stă în Franța. Și mi-a arătat că a intrat pe telefon la ora 10 seara, mi-a arătat toate instituțiile publice din Franța unde cotizează el, cât are pensie, la primărie cât are impozit, mi-a arătat dacă am nevoie de adeverința asta, mâine, acum o scot, mâine mă duc, adică practic nu se mai stă la coadă în Franța. Sunt bune astfel de sisteme în condiții că avem această infracționalitate. E cu dus și întors. Normal că sunt bune. Normal că economisim timp. Normal că orice sistem este mai mult sau mai puțin penetrabil. Dacă respectăm regulile de igienă, minime de igienă, sigur că putem să creștem șansele să fim mai greu penetrabili dacă nu respectăm regulile. Dacă nu le respectăm, sigur că ne putem infecta. E vorba de corpul uman. Da, exact. Am încercat din nou să fac o paralelă. Mi-amintesc perioada în care, acum câteva luni, direct, ministrul era Sebastian Bordujea. Un tip care știe ce vorbește în domeniul digitalizării și care a promis că pe mandatul lui va face tot ceea ce va depinde de el ca dosarul cu șină să dispară. Sunt convins că s-au făcut foarte multe demersuri. Este clar. Mai sunt de parcurs pași. De ce? Nu știu, ai nevoie, să zicem, să înființezi o firmă. Sau, e un caz particular. Și trebuie să iei acte de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Să le duci într-un singur loc. Hârtii tot într-un dosar. Corect. Păi tu când vrei să înființezi firma aia, instituția responsabilă nu poate să-și colecteze toate datele de la celelalte instituții? Pasă, în timp real? Te întreb.
corect. În Franța, de exemplu, am văzut că se întâmplă lucrul ăsta. Nu, mai puțin. Aici avem o mică problemă. Tu lucrezi la Ministerul Muncii. Tu lucrezi la Ministerul Muncii, da? Și ți se cere o adeverință din partea unui cetățean pentru, nu știu, Ministerul de Finanțe. Dar tu ai la tine în minister persoane care, în loc să-și vadă de treaba lor, se ocupă cu totul și cu totul altceva. Și, întâmplător sau nu, Ministerul Muncii a fost penetrat și prin contaminare ajunge să fie penetrat și Ministerul de Finanțe, prin contaminare și... Totul un sistem. Totul un sistem. De ce? Pentru că tăria unui lanț sau rezistența unui lanț este dat de cine? De rezistența celei mai slabe verici. E logic ce spun. Corect. Da? Nu putem să spunem că avem un lanț puternic dacă avem... El se rupe. Corect. Unde se rupe? Sau de cine? De ce se rupe? Verica cea mai slabă. Verica cea mai slabă. Care este cea mai slabă verigă în tot lanțul de criminalitate informatică? Poți să-mi spui? Sincer, nu. Omul. Am înțeles. Omul. Nu dispozitivele. Nu aparatele. Dacă până la urmă se folosește de om. Omul. Și mai trebuie să mai înțelegem un lucru. Securitatea cibernetică nu se referă numai la date. Nu se referă numai la informații. Nu se referă numai la kilobiți. Se referă la tot ecosistemul. Pornind de la poartă, lacătul pus pe poartă, procedură de acces, verificare de personal, respectare de reguli și, nu știu, tot ceea ce înseamnă de securitatea unui ansamblu în sine. Păi uite, de exemplu, am văzut, repet, în Franța sistemul ăsta funcționează. În Spania, la fel, pe fratele meu, sistemul ăsta funcționează. Cum îi facem pe român să aibă încredere într-un astfel de sistem? Deoarece de multe ori constatăm, când vorbim cu un român, să spună, domnule, eu n-am încredere în așa ceva. Și când a fost și cu cardurile, că are 666 sau nu știu ce cifră, nu vreau eu card de ăsta, de ce buletin cu chip? Noi cum vrem să ajungem la nivelul Uniunii Europene, dar trebuie să ne educăm ce este acolo. Trebuie să avem sistemul primat. Noi nu avem sistemul. În Franța și în Spania există sistemul acesta. Da? Ca să cumperi o mașină, este suficient să intri pe o aplicație. Da, exact. Vrei să o iei cu credit. Să vezi de la 20 de bănci unde îți convine ție cel mai bine, pentru că ofertele sunt comparative pe platforma respectivă. Da, vrei să lucrezi cu banca aceasta din motive personale, logice, clare sau emoționale. Și vrei să aplici pentru un credit. Ai dat click, ai completat datele și banca așa din sistem tot ceea ce are nevoie. Faptul că ești angajat, faptul că ai plătit asigurările la stat, faptul că n-ai fost niciodată restanțier, deci ești un bun platnic, da? Faptul că ai o garanție asigurătorie în situația în care discutăm despre o chestie de imobil și acel imobil nu este grevat de sarcini, își ia de la cadastru sau de unde? De la cadastru toate datele, da? Nu a fost revândut, nu face obiectul niciunei dispute, da? Și banca la un moment dat, într-un termen rezonabil, 6 ore, o zi, două, depinde, îți dă un răspuns. Mergeți în punctul X și ridicați-vă mașina. Te întâlnești cu respectivul angajat bancar și cu cel de la asigurări să semnezi contractul de asigurare, pe care, by the way, poți să-l semnezi și online, și cu respectivul de la bancă să ai o formă scrisă, pe care poți să o semnezi și online. Dar te gândești, la un moment dat, să nu mai plătești ratele, că asta este, nu? Gândești românești. Niciun fel de problemă. Îți ia banii direct din cont. Da, așa e în Spania. Nu e normal? Corect. Când ai aplicat pentru credit, ai aplicat online și ai luat banii online, de fapt s-au transferat banii din bancă spre respectivul provider sau furnizor de, imobiliar sau dezvoltator imobiliar sau furnizor de auto, da, s-au transferat, totul s-a făcut. Păi și dacă nu dai banii, așa spunea frate, tot online. Că în Spania... Poate nu vrei, numai puțin, poate nu vrei să plătești asigurarea. Că nu mai vrei tu să plătești asigurarea. Niciun fel de problemă. Și impozite din cont, nu s-o la acea mașină pe care ai achiziționat-o online, cu credit, și care este proprietatea băncii, depinde de tipul de credit, da? Trebuie să meargă asigurată pe drum, pentru că altfel tu reprezinți împreună cu mașina un pericol pentru toți ceilalți. Corect. Și din câte știu eu, poate să meargă spre amendă penală sau caz penal sau...
Apropo de asta, mai am o curiozitate. Că am vorbit totuși de partea de persoane fizice foarte mult. Ești un tip curios. Da, sunt foarte curios, mai ales că este și că este un subiect care... Atenție la cutia Pandorei, da? Băi, cam place cutia ta Pandorei de multe ori. Okay. Nu, este un subiect care nu l-am abordat până acum și cred că o să mai abordăm în perioada următoare de câteva ori, că este un subiect foarte interesant. Am discutat până acum de partea de persoane fizice. Hai să luăm puțin și IMM-ul sau, nu știu, instituție publică. Eu mă duc la instituție publică și dau acolo declarații pe proprie răspundere că sunt de acord să folosească datele personale sau tot ce ține partea asta. Cât de sigur este acest lucru? Sau iau cazul la IMM-uri. Citeam un articol anii trecuți că una dintre țările avansate tehnologic, și chiar este una dintre țările avansate tehnologic, introdusese metoda de autentificare biometrică. Sunt câteva metode cunoscute. Sunt mai multe metode, dar îți reamintesc unele dintre ele. Fingerprint, da? Da. Adică pe bază de amprentă. Amprenta digitală și toate. Da. Palm vein, adică citește arhitectura venelor care trebuie să fie vii. Nu merge că îi tai mâna și... Nu. Nu. Da, uite, ar fi o idee. Da? Face recognition, da, citește fața și la au telefon. Fost suficiente probleme legate de acum tehnologia a avansat, dar era acum mulți ani, ceea ce spun eu. Sau iris recognition, sunt metode mai invazive, mai puțin invazive, de exemplu recunoașterea retinei, iris recognition, este mai invazivă. Cea mai puțin invazivă este fingerprintul, dar este, atenție, toate aceste date biometrice se salvează într-o bază de date. Și sunt corelate cu persoanele, cu proprietarii care trebuie să se autentifice, da? Dar dacă baza de date este spartă și sunt colectate, nu este suficient de bine protejată și respectiva grupare infracțională reușește să identifice și algoritmul de corelare al metodelor sau al elementelor din baza de date cu proprietarul, este clar că ajungem aproximativ în aceeași situație. Asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm toate aceste metode moderne. Pentru protejarea cardurilor recomand factorul de autentificare în doi pași. Fiecare tranzacție să fie confirmată pe telefon, da? Folosiți 3D Secure. Pentru fiecare tranzacție să primești măcar un mesaj de confirmare, să ai o limită de sumă care să poată fi folosită? Să poată fi folosită de 100 de lei pe tranzacție și pentru o limită mai mare să primești un mesaj pe telefon, da, și să poți să debloci suma astfel încât un simplu click. Bine, asta în situația în care tu n-ai comunicat numărul de telefon la alții, exact cum ai povestit tu, și-au clonat ei o cartelă telefonică și se folosesc de tine. Uite, apropo de asta, că sunt la finalul emisiunii, mai am o întrebare. Primesc tot felul de mail-uri cum că mătușa mea din Franța m-a descoperit și că am câștigat 5 milioane de euro moștenire. Să răspund la mail-urile sau să nu răspund? Da, e alegerea ta. Ca să știu dacă pierd sau nu banii. Este alegerea ta. Discutăm despre curiozitate și exact. Despre lăcomie. Am înțeles. Da? Că umblă și astfel de mail-uri la care se anunță multe, că... Sunt multe. Acest stil de scrisori nigeriene, așa se numesc, sunt vechi și încă au succes. Încă au mare, mare succes. Mircea, îți mulțumesc că ai citat această invitație. Și îți mulțumesc că m-ai invitat. Chiar este un subiect interesant și chiar vreau să mai vin perioada următoare, când timpul se permite, că știu că ești foarte plin cu un program. Cu mare drag, da. Dar este un subiect care trebuie dezbătut mult mai bine. Este important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să-și aloce ceva mai mult timp pentru ei. Corect. Să fie puțin mai atenți cu ei înșiși. Dacă au un dubiu, să întrebe. Nu e nicio rușine să întrebi. Ai unde... Încrederea nu are grad de comparație. Ai încredere sau nu ai încredere? Doar îndoiala are grad de comparație. Adică nu am 98% încredere, am 2% îndoială. Și dacă există și 0,5% îndoială, sună-l pe prietenul, sună-l pe copil, sună-l pe nepot. Pe cineva care se pricepe. Cineva în care ai încredere cât de cât sau cineva care se pricepe, cheamă un vecin. Ce să fac aici? Oare să dau click? Este foarte posibil ca din instinct sau din viteză este foarte posibil ca tu să devii victima. Hai să-ți dau un caz. În câteva secunde. Tu devii victima, ai un malware instalat pe telefonul tău și de pe telefonul tău pleacă mesaje către toți cunoscuții tăi, către toți invitații tăi, către toate rudele tale, către toți oamenii de afaceri cu care colaborezi, în care tu
le solicit să apese pe un link. Ca să vadă nu știu ce e acolo. Mă rog, având o motivație în spate. Omul se uite și zice, păi vine de la Luis. Da. Păi am încredere în Luis. Normal că apăs. Că el mi-a trimis, uite, vine de pe, de pe numărul lui de telefon. Neștiind persoana respectivă că Luis a fost infectat. Neștiind persoana respectivă că poate contul de Facebook al lui Luis a fost spart. Oare merită să stricăm un apel și să-l întrebăm, Luis, sigur tu mi-ai trimis mesajul ăsta? Ce vrei să-mi spui prin el înainte de a da click? Corect. Deci îți mulțumesc și chiar vreau să mai facem o emisiune două pe acest subiect. Să le mulțumim celor care în seara aceasta au fost alături de noi și celor care poate vor veni cu întrebări. Pentru emisiunea următoare. Vi le vor adresa și la care să sperăm că vom reuși să și răspundem. Mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Uitați, Mircea mi-a ridicat iar o minge la fileu. Chiar vreau să mai facem o emisiune pe această temă în perioada următoare. Aștept întrebările voastre în privat pe rețeaua de socializare și chiar o să pregătim o emisiune cu întrebările voastre.